Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo! Astăzi facem salam de biscuiți Raffaello. Avem nevoie de 400 de grame de biscuiți simpli, 400 de grame de lapte condensat, 200 de grame nucă de cocos, 100 de grame de unt, 100 de grame de zahăr, 2 foi de napolitană, 40 de grame de cacao, 120 ml apă și 15 ml esență de rom. Începem prin a pune laptele condensat într-un bol mai mare. Adăugăm nuca de cocos. Adăugăm și foile de napolitană mărunțite. Amestecăm totul. Acum punem compoziția pe o folie alimentară. Formăm un sul. Îl închidem la capete și îl punem la frigider. Urmează să rupem biscuiții. Îi lăsăm deoparte și ne ocupăm de sirop. Punem zahărul și cacaoa într-o cratiță. Amestecăm și adăugăm apa. Punem cratița la foc mediu și amestecăm până la dizolvarea zahărului. Stingem focul și adăugăm untul. Esența de rom. Îl lăsăm deoparte aproximativ 5 minute să se răcească, după care îl adăugăm peste biscuiți. Amestecăm totul. Și punem compoziția pe o folie alimentară. Presăm și îi dăm forma unui dreptunghi. Punem sulul de Raffaello. Și rulăm.
îl strângem la capete. Și îl dăm la frigider pentru 2-3 ore. Am scos salamul de biscuiți de la frigider și îl voi tăia ca să vedeți cum arată. Uitați ce bine arată! Vă asigur că și gustul este pe măsură. Sper să încercați această rețetă. Vă recomand cu drag și rulada cu cremă de lapte praf și un tort minunat, tortul Doboș fără coacere. Vă rog să dați like și share dacă v-a plăcut acest video și să vă abonați apăsând butonul roșu pentru a fi la curent cu următoarele rețete. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!